Salutare din nou! A venit momentul să vă răspund la încă 3 întrebări pe care voi mi le puneți pe pagina special creată pentru asta pe blog. O să iau la rând 3 dintre voi și o să vă răspund. Primul pe listă este Alexei, care spune așa: Salut, Vali! Vreau să mă consult un pic cu tine, vreau să încep să iau ceva creatină sau nu știu, zi-mi tu mai bine cu ce să încep. Am 1,86 m și 72 kg. Până acum am făcut sală, să zic mai bine, când aveam timp 1 sau 2 ori pe săptămână, dar vreau să încep un program și de asta vreau să mai cresc în masă musculară. Bineînțeles, nu vreau ceva care să mă afecteze, cum ar fi steroizi, mai lejer pentru corp. Aștept un răspuns la UO. Lui Alexei i-au răspuns și Alex și Miley. Alex îi spune: stai liniștit că și creatina atacă ficatul și te umflă cu apă, dar este și creatina de bună calitate, încearcă să iei crealcaline, cea mai bună, iar dacă vrei creatina de calitate cu un efect puternic și să-ți volumizeze celula musculară, ia un Animal Pump, conține 16 tipuri de creatină. Crede-mă, când am luat prima oară nu știam ce să mai fac la sală, așa chef mi-a dat de sală, simțeam sângele în vene și să vezi și tu. Dacă nu ești de acord cu Animal Pump, va trebui să-ți iei de la magazin naturist silimarină pentru ficat să ți-l protejeze. Și îi răspunde și Miley, care spune: creatină monohidrat tot bun. Ok, hai să răspund și eu. În primul rând, ce spune Alex nu este 100% corect și adevărat. Are partea lui de dreptate cu creatina, că se depune și așa mai departe, dar ideea e următoarea. Orice supliment, dacă îl iei în exces, e dăunător, asta e clar. Indiferent de situație, poți să iei orice, dacă iei în exces, s-a terminat. Ca să-ți răspund pe scurt, creatina ce face? Reține apa în mușchi. Pentru asta, în primul rând, trebuie să bei foarte multă apă. În al doilea rând, nu-ți recomand să te bagi la combinații gen Animal Pump sau cree alcaline sau orice altceva. Îți recomand să te limitezi pentru moment la creatină monohidrată, să faci o cură de minim 3 luni de zile, dar să repet, să iei conform prospectului, fără exagerări și fără alte nebunii. Următorul pe listă este Florin, care spune așa: Salut! Vali, am și eu o întrebare sau mai bine zis o mică problemă. De la un timp mi-am pierdut motivația de a mai face exerciții, adică de a mai mă antrena. De obicei o făceam acasă, flotări, abdomene, tracțiuni și tot ce se poate face acasă. Dar de la un timp nu prea mai am aceeași tragere de inimă. În plus, am și școală, vin obosit, învăț după amiază și dimineață, nu prea am timp să fac nimic. Nu știu dacă ai putea să mă ajut cu ceva în sfat, nu știu, ceva, un antrenament nou sau să mai adaug ceva. Mersi, aștept un răspuns. Salut, Florin, răspunsul meu pentru tine e următorul. Automotivarea trebuie să depindă numai și numai de tine. Deci trebuie să știi întotdeauna cum să te automotivezi atunci când nu ai chef. Și eu mai am zile când n-am niciun chef să fac nimic. Și atunci prefer, decât să fac cu scârbă, mai bine nu fac. Dar asta nu înseamnă că trebuie să se transforme într-un obicei. Deci dacă azi n-am chef, să zic bine, las că fac mâine. Mâine să zic, băi, nici azi n-am chef, știi, fac data viitoare. Nu trebuie să faci un obicei din asta. E ok să nu ai chef într-o zi, că oameni suntem. Iar ca motivare, nu știu, îți recomand să te uiți la clipuri pe YouTube sau unde vrei tu, la clipuri pe net, cu actorii tăi preferați, cu găgici mișto, cu oameni care trag de ei în sală. Clipuri motivaționale, plin netul de alte sfaturi, nu pot să-ți recomand. Următorul pe listă este Emilian, care zice așa: Salut, lucrez 2 zile și 2 zile am liber. Mă poți ajuta cu un program de antrenament? Te rog, mersi. Salut, Emilian. Răspunsul meu pentru tine e simplu și de data asta. Adică vrei să spui că 2 zile să faci sală, 2 zile pe săptămână? Dacă da, o să-ți las eu câteva recomandări de programe, dar totuși o să te rog să-mi răspunzi la comentariu. Spun eu o întrebare, tu răspunzi la ea și discutăm mai departe. Vorbim. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați că vă aștept în fiecare sâmbătă pe pagina de Facebook, unde va avea loc o sesiune live video, unde voi îmi puneți întrebări, eu vă răspund. Vă aștept în continuare pe pagina special creată cu întrebări și răspunsuri de pe blog. Dați subscribe la contul de YouTube, follow me pe Twitter. Keep in touch!